Abia așteptam să vină ziua în care să fac această rețetă, mai exact tiramisu cu fistic. Pentru această rețetă avem nevoie de piscoturi, cremă mascarpone, cremă de fistic, espresso, foarte puțin lapte, zahăr pudră și ouă. O să recunosc, crema de fistic nu am făcut-o eu. Astăzi o să trișez puțin și o să folosesc o cremă gata făcută, cumpărată din comerț. Așa că hai să ne apucăm de treabă. Începem cu crema, bineînțeles, avem nevoie de 4 gălbenușuri. Avem nevoie de zahăr pudră. Nu o facem foarte dulce pentru că deja avem crema de fistic care este dulce, are zahăr, așa că nu o să pun foarte mult zahăr. Acum, ce înseamnă prea mult zahăr? Cred că am undeva la vreo 50 de grame de zahăr pudră aici. Mixăm gălbenușurile până își dublează volumul și se deschid la culoare. Mai departe, adăugăm crema mascarpone. Partea mea preferată, crema de fistic, o punem și pe ea aici. Batem și albușurile spumă cu un praf de sare, nu o să mai pun zahăr pentru că deja este foarte dulce. Mai departe mixăm cele două compoziții, le aducem împreună. Și o să amestecăm de jos în sus ca să rămână crema cât mai aerată. Știți cum e? N-ai timp de sală? Fă un tiramisu. Faci umeri. Că de aici pleacă. De aici e mișcare. Avem cafea. Eu am folosit o cafea lungă, espresso și una scurtă. Rețeta originală nu este așa cum o fac eu, dar... ce credeți? Nu mă interesează, o să fac cum îmi place mie. Vreau să pun puțin lapte ca să-i mai domolesc puțin gustul, pentru că vreau de fapt să am gust de fistic în acest tiramisu, nu neapărat gust de foarte pregnant de cafea. Și acum vine partea cea mai frumoasă din acest desert, asamblarea lui. Așa că dăm piscoturile prin cafea cu lapte, le așezăm frumos în tavă. Punem cremă peste. Bun, și procedăm la fel și cu celelalte piscoturi. De făcut, îl faci cum îl faci. De mâncat e rapid. Ce bun e asta. Hai! Și cu ultimul strat de cremă. Asta este partea proastă la acest desert, că trebuie să stea la frigider. Și până stă la frigider, noi leșinăm! Ce prăjitură cu fistic! Nu primește și fisticul propriu-zis, așa că ne apucăm să mărunțim și niște fistic. Desertul este gata, dar trebuie să intre la frigider neapărat minim o oră. Așteptarea a luat sfârșit. Doamne, arată bine, miroase bine, este verde de la fisticul ăla, abia aștept să mănânc. Nu știu ce să mai spun ca să încheie această rețetă. Ideea e că deja mă muș de urechi, cât de fericită sunt că a stat la frigider și abia aștept să mănânc. Poftă bună vă urez și vouă! Să nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.